Deși călătoriile pot fi relaxante, acestea pot fi la fel de stresante în același timp din cauza aglomerației. De aceea este uneori nevoie de o mică evadare în natură. În cele ce urmează vom parcurge împreună o serie de drumeții pe distanțe lungi din Europa. Vorbim în primul rând despre traseul costier al regelui Charles al III-lea al Angliei din Anglia. Acoperind o distanță colosală de 4300 de kilometri, traseul coastei Angliei, numit după regele țării din 2022, este un drum lung de parcurs. Vestea bună este că poate fi ușor împărțit în secțiuni cu regiuni de nord-vest, nord-est, est-sud-est și sud-vest de explorat. În continuare vorbim despre traseul munților Slovenii din Slovenia, care a devenit atât de popular. Această rută uimitoare, acoperind aproximativ 616 km, pornește de la Maribor în nord-estul țării și merge până la Ankaran pe coasta Adriaticii. Și chiar dacă parcurgerea întregului traseu într-o singură repriză pe parcursul a 28 de zile poate părea extrem, acesta poate fi împărțit în secțiuni mai mici. Există rute prin pădurile și mlaștinile dealurilor Pohorie sau peste Alpii Juliani. Mare parte din acestea fac parte din frumosul Parc Național Triglav. Există 49 de căsuțe diferite de munte din care puteți alege, iar cei care optează pentru parcurgerea întregului traseu vor trece pe lângă 23 de munți în procesul respectiv. Ne oprim acum la calea John Muir din Scoția. Cunoscut ca tatăl parcurilor naționale din Statele Unite ale Americii, pasiunea lui Muir pentru natură l-a determinat să înființeze clubul Sierra, probabil cea mai importantă organizație de mediu din America, precum și să se asigure că Valea Yosemite a obținut statut de protecție, nu numai în Statele Unite, unde Muir este omagiat. În Scoția, țara sa natală, calea John Muir se întinde de la coastă la coastă, de la Helensburgh, de pe Firth of Clyde, până la Dunbar, locul de naștere a lui Muir, de pe Firth of Forth. Traseul de 215 km durează aproximativ 10 zile pentru a fi parcurs și trece prin Parcul Național Loch Lomond și Trossachs și prin unele dintre cele mai bucolice și subapreciate zone rurale ale Scoției. Urmează acum munții Apuseni din România. Acești munți neîmblânziți din vestul României, partea lanțului muntos mai larg al Carpaților, oferă o incursiune într-o parte a Europei în care timpul încă se mișcă încet și modul de viață este înrădăcinat în tradiție. Much Better Adventures organizează o drumeție cu sania timp de 4 zile prin regiune în timpul iernii, unde oaspeții stau cu familiile acolo. În continuare ne oprim la Atardu pe drumul Camino Frances, Franța și Spania. Camino de Santiago este cea mai faimoasă rută de pelerinaj din Europa, finalizându-se în Santiago de Compostela, în regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei. Se spune că aici sunt înmormântate rămășițele apostolului Sfântul Iacob. Pelerinii se îndreptau aici din casele lor din întreaga Europa, dar acum drumeții au mai multe modalități de a parcurge Camino, fie că este vorba despre traversarea Spaniei din Portugalia sau Franța. Camino Frances este ruta cea mai populară, începând în Saint-Jean din Franța, apoi trecând prin Pamplona și León înainte de a ajunge în Santiago. Traseul complet poate dura 7 săptămâni sau ultimii 100 de kilometri din Sarria pot fi parcurși în aproximativ 6 sau 7 zile. Continuăm cu Alta Via 1, Dolomiții din Italia. Dolomiții din Italia sunt una dintre cele mai impresionante lanțuri muntoase din continent. Cei dornici de provocare pot face drumeții de la Dobbiaco în nord până la Belluno în sud, o plimbare de 120 de kilometri care durează 9 zile. Traseul se înalță peste stânci înalte, în timp ce vârfurile ascuțite acoperite de zăpadă se ridică în jur. Refugiile montane ospitaliere ale regiunii oferă locuri de odihnă peste noapte și recuperare înainte de o altă zi dificilă în munți.